Foarte frumos. O să fie greu și presiune, o să fie și lacrimile, o să fie din ce în ce mai multe și voi o să vă împuținați, dar asta este competiția și trebuie să vă concentrați. Cum trebuie să faci în momentul ăsta, că a venit momentul să cânti. Da. Baftă! Mulțumesc! Să nu mai comentez prestației acum, că e posibil să influențez prea mult și atunci no comment, mai bine la mine. Mulțumesc! Singometru a spus tot ce era de zis. Jesus loves you! Corina? Doamne, deci ai o voce superbă și ești atât de relaxată când cânti, deci ești neprivești. Este ca peștele în apă! Da! Și vreau să văd că pui mai mult accent pe coreografie. Asta pentru ca să fie un produs cu adevărat un produs complet. Bun, complet, exact. Mulțumesc. Felicitări. Dan? Nu. Mai ce zic mai nimic zici? De voce, că nu am cuvintele necesare, dar ce mă fascinează la tine, printre multe altele, este intuiția. Pentru că la 13 ani nu cred că ai cum să simți piesa asta, o intuiești, ești fantastică, felicit. Da, mulțumesc. Mai lucruri frumoase! Hai să vedem ce face mama, ce zice acolo sus unde este, care și-a avut o săptămână foarte grea. Sunt foarte fericită, m-am rugat mult de ea acasă să-mi cânte piesa asta, nu a vrut, în sfârșit mi-a îndeplinit dorința, te iubim toți și să vă mai spun și eu ceva apropo de cântatul ei. Deci profesoara ei, prin amardare, a spus că pasta dacă o pui și în cap cântă. A fost, cred că, cea mai frumoasă prestație pe care am avut-o vreodată în viața mea, pentru că am simțit muzica la maxim și m-am bucurat enorm.